Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec, etalare pentru bani, carieră și sănătate, pe care o fac a doua oară pentru că s-a pierdut prima. Pierdut multe detalii, în special cărțile care rămân la capătul setului de cărți, dar evident că dacă am pierdut-o, am pierdut-o, Mercur retrograd în rac. O refacem. Eventual o să mai adaug ceva, să vedem un mesaj special pentru această înregistrare. În privința sau din cărțile care, oracolele care sunt specializate pe carieră, profesie, ați primit ca și mesaj libertate, eliberare și la capătul setului de cărți, constructorul. Constructorul care în momentul în care își reface viața, într-adevăr reușește să manifeste destinul său. Vi se confirmă că sunteți pe calea cea bună în momentul în care vă eliberați și vă reconstruiți viața. O chestiune pe care, dintr-un punct de vedere, toți ar trebui să o practicăm, mai devreme sau mai târziu. Pentru că schimbarea face parte din viață și trebuie să o manifestăm periodic. Spuneam, nu și trebuie să repet acum, că ce am văzut special la această înregistrare, la această carte, pentru voi, în mod special, au fost niște imagini pe care până acum nu le-am văzut. Și am senzația că unii dintre voi aveți senzația, ați avut senzația că stați pe teren sigur, că vă este bine într-o anumită poziție, bănuiesc că profesională, dintr-un anumit punct de vedere. Dar evident că raportăm și la sănătate și la relațiile personale, pentru că toate se leagă. Toate au legătură una cu cealaltă. Ați stat pe așa zis teren sigur, dar foarte crăpat. Terenul se crapă și a apărut de mai multe ori. Și în perioada în care am amestecat înainte să pregătesc cărțile și acum când am scos cărțile, a apărut de mai multe ori turnul. Turnul care înseamnă eveniment neașteptat, înseamnă răsturnare de situație, ruptură la locul de muncă, în relații, ceva se întâmplă, ceva crapă, ceva, terenul pe care stați crapă. Și dacă vă bazați pe o anumită relație familială sau sentimentală, că vă asigură stabilitate la locul de muncă, crapă și relația, crapă și sau vă afectează și locul de muncă. E o chestie foarte nesigură. Și chiar dacă nu acum crapă, mai devreme sau mai târziu va crăpa din ce, dragii mei, din lipsă de emoții, din lipsă de apă. Și e interesant de observat în cartea asta că aveți multă apă în față. Unii dintre voi sunteți chemați să încercați să mergeți pe alt teren, să mergeți pe o cale de aur, pe o cale luminoasă. Așa cum se reflectă soarele pe această apă, eu o văd ca pe o cale luminoasă, dar o cale în care voi intrați într-o lume a emoțiilor, care într-adevăr vi se pare nesigură. Și este normal să vi se întâmple așa ceva, mai ales când vă eliberați de un stil de viață restrictiv, strict sau eu știu mai cum, lipsit de emoții, de creativitate. Dar în aparență, repet, stabil. Trebuie să vă luați zborul din acel loc. Și interesant că aveți totuși niște ghizi, aveți niște personaje, delfini ăștia care apar acum în apă, parcă vă învață cum să mergeți pe acest teren, pe această cărare care vă duce către soare, către eventual trezirea voastră, către sinele vostru superior, către un punct luminos, către o persoană luminoasă, către o persoană care vă strălucește într-un mod aparte. Și când văd delfinii, evident că nu am cum să nu-mi aduc aminte de faptul că sunt niște mamifere absolut inteligente și superioare multora. Și ce e mai interesant este că sunt jucăuși, că sunt senzuali, sunt printre foarte puținele mamifere care fac dragoste, nu sex, nu doresc doar să se reproducă, nu doresc doar să-și descarce hormonii sau energia, dar fac de plăcere ceea ce fac și iubesc oamenii, îi protejează, îi ghidează, comunică cu ei. Și de ce spun chestia asta? Bănuiesc că pe această nouă cărare, în acest nou job, în această nouă viață profesională și nu doar profesională, că vă afectează întreaga viață, în această eliberare, aveți cel puțin un ghid, dacă nu, nu știu, un ghid care vine dintr-o altă lume. Aha, interesant, da? Ghidul ăsta care e mai luminos, mai alb, da? Îi lasă în îndepărtare, vine dintr-o altă lume.
dintr-un punct de vedere, o lume pe care voi n-ați experimentat-o, dar vă învață să vă aclimatizați pe această nouă cărare. Vă învață senzualitatea, nu sexualitatea, că asta evident că o aveți voi. Vă învață să fiți mai jucăuși, mai copilăroși, nu neapărat jucăuși, dar mai copilăroși, conectați la copilul vostru interior dintr-un punct de vedere. Și că vorbeam de faptul că delfinii iubesc oamenii, probabil că ei au o misiune specială față de oameni, inclusiv și față de voi. Sunt niște ființe cu niște calități speciale, care se manifestă în viața lor profesională și, repet, pentru că sunt ghizi, e interesant ce mai văd la capătul săturii de cărți, aici s-a oprit la spiritual teacher, probabil că nu degeaba. Poate aveți un profesor spiritual sau într-un fel sau altul, dacă îndrăzniți să mergeți pe această cărare, vă apropiați de profesorul vostru spiritual. Dar oricum, aveți niște ghizi, aveți niște oameni care vă îndrumă în această direcție. Simt că această direcție pentru unii poate să fie și extrem de creativă, pentru că văd portocaliu și din partea ghidajului pe care ar trebui să-l urmați în privința, să zic, lucrurilor cu chakrele voastre, ați primit chakra a doua și a cincea și a șaptea, din păcate, este invers. A doua și a cincea. A doua reprezintă chakra sexualității, este reprezentată de culoarea portocaliu și interesant că aici în zarea pusă arată foarte portocaliu. Și dacă voi într-adevăr sunteți ființe pasionale, că e un foc, dar arde ceva acolo, acolo puteți să ardeți într-un mod creativ. Acolo vă puteți exprima sexualitatea într-un mod diferit de cum vă exprimați aici pe acest teren aparent sigur. Și nu doar sexualitatea, pentru că această chakra a doua reprezintă și creativitatea. Puteți explora o latură a voastră creativă din punct de vedere sexual, senzual, spiritual, emoțional, că am vorbit că acești delfini sunt niște ghizi spirituali, niște ghizi speciali. E o carte care vorbește despre eliberări foarte intensă și nicio eliberare nu poate fi făcută în afara reconstrucției. Și dacă începeți reconstrucția, evident, vi se confirmă că sunteți pe cărarea cea bună. Și iar apare un soi de ghid, da, înconjurat de un curcubeu, curcubeu ce înseamnă speranță, curcubeu pe care, speranță pe care am văzut-o de-a lungul etalării prin acea stea care apare sau apare invers. L-am dat unii dintre voi, da, în timpul etalării a apărut steaua invers. Și asta mi-aduc aminte că mi-a transmis că unii dintre voi v-ați pierdut speranța într-o direcție, dar trebuie să vă regăsiți speranța, eventual, prin acești ghizi, de această cărare lume, vă veți reconecta la voi într-o altă formă pe care n-ați mai experimentat-o. Este un teren nou care vi se pare foarte dubios, foarte, pentru că nu neapărat dubios, că e atractiv, vă atrage pe de-o parte și vă și sperie. Vi se pare că e periculos, că vă puteți scufunda oricând, că vă puteți înneca în atâtea emoții. Dar, repet, e o cărare de lumină. În aceste ape nu veți putea păși ca pe acest teren, nu vă veți putea manifesta ca până acum. Trebuie să vă manifestați altfel, adică să plutiți, să înotați, să faceți altfel de mișcări, mult mai flexibile, mult mai, care cuvântul, mai fluide, da? Ca să puteți manifesta această cărare, da? Pas, da? Cărare de lumină, acest soare. Și interesant că la capătul setului de cărți am zis că aveți constructorul, voi trebuie să vă construiți. Dacă v-ați pierdut energia, v-ați secătuiți de emoție, poate acest teren sunteți chiar voi care crăpați din lipsă de emoție, de creativitate, de eu știu ce mai câte lucruri, da? Poate vă pierdeți și energia, că asta înseamnă apă, da? Trebuie să învățați să vă reconstruiți. Și este urgentă și importantă reconstrucția voastră. Și bănuiesc că ține și de reconstrucția voastră fizică, nu doar profesională, că totuși vorbim la capitolul profesie. Trebuie să renunțați la ceva ce nu vă satisface pe scurt și să vă duceți către o zonă creativă care vă dă această senzație. Nu musai de libertate haotică. Mulți înțeleg libertatea ca pe un concept în care fac ce vreau când vreau. Nu asta înseamnă libertate. Libertatea trebuie asumată, libertatea este o responsabilitate, este un risc pe care
Vi-l asumați pentru că aveți un scop. Scopul este acest soare, această trezire, această lumină pe care la un moment dat va trebui să, dacă o vedeți în zare la cineva care vă inspiră sau vă atrage, la un moment dat va trebui să o manifestați și voi. Deci, oricum, trebuie să vă reconstruiți, să ciopliți în voi, să vă resculptați, cum am zis, dacă până acum ați mers altfel, dar într-un anume fel pe acest teren de acum încolo, pe acest teren al libertății, foarte fluid, foarte periculos, pentru că dacă vă duceți în jos, într-adevăr, intrați în haos. Doar trebuie să învățați să aveți credință, să plutiți, da? În această remodelare a voastră va mai dura, nu mai, cum am zis, n-am zis corect, că mai, na, Mercur retrograd, vă va produce uneori, veți avea momente de durere, de suferință, pentru că nu-i plăcut să cioplești, te doare când te înțepi sau când te zgârii, când tai cartofi și ți-ai, eu știu, ți-ai atins degetul sau eu știu ce, da, păi când e vorba de reconstrucția și remodelarea voastră. Remodelare, după alte planuri, după alte principii creative, emoționale, spirituale, da? Vă reconstruiți, evident, profesional, dar implică toate aceste alte dimensiuni. Pentru că profesional până acum, pe acest teren, nu era cine știe ce. În spate, am zis, vi se confirmă că dacă intrați în acest proces de lungă durată, evident, sunteți pe calea cea bună. Aveți pe cineva în preajmă, cineva care predă teaching, da? Care predă, poate voi faceți parte, pentru că sunteți la început, vă eliberați și atunci sunteți ca niște ucenici. Faceți parte dintre acești ucenici pentru cineva. Cineva care sau cu care puteți descoperi laturi creative și copilăroase ale voastre, dar vorbim de casa de creativitate, da, de chakra a doua. Dar, peste multele interpretări pe care le voi adăuga, trebuie să adaug în mod special faptul că persoana este puternică, dar vă învață să fiți puternici dintr-o altă perspectivă. Nu cea pragmatică, materialistă, umană, pământeană pe care umană. Bine, nu, pământeană pe care ați experimentat-o până acum, terestră, da? Ci o altă forță, o forță care, după cum vedeți, cineva chiar vă consiliază, da? Teaching și counseling, vă susține și vă confirmă și ce mult seamănă cele două imagini, că dorințele voastre, ale ascunse din inimă, despre care nimeni n-a știut decât poate alții au intuit, sunt cele adevărate, trebuie să le urmați, nu vedeți cum seamănă, da? Între pământ și apă, doar pe altă perspectivă. Aici e din spate și aici din spate, dar perspectiva, apa se vede altfel, da? Amândouă, și eu cred că au legătură, amândouă. Urmați-vă dorințele inimilor în profesie ca să vă simțiți bine și din punct de vedere al sănătății și să exprimați armonie și în relațiile personale. Deci, persoana aceasta vă susține în aceste dorințe, dorințe pe care nu le-ați exprimat multora, eventual, poate cei apropiați nici nu știu ce vă doriți voi, da? Că vă doriți această cale a creativității, a luminii, a spiritualității, poate unii dintre voi. Trebuie să aveți încredere și în persoana aceasta care vă consiliază și vă susține și persoana respectivă vă dă încredere și vă conectează la o latură a voastră mult mai sensibilă și persoana în sine e sensibilă, dacă acești delfini, ca apa aceasta care ține de sensibilitate, vă ajută să vă conectați la alte celule, molecule ale voastre care nu s-au exprimat artistic până acum. Dar trebuie să manifestați încredere în această susținere. Oricum aveți susținere divină dacă riscați, vorba vine, riscați dacă vă eliberați, dacă îndrăzniți, nu riscați, dacă îndrăzniți să vă eliberați. Repet, consiliere, teaching, cineva vă susține. Posibil, învățați, aveți un cal, aveți un Pegas de fapt, poate aveți planete în săgetător, ori voi, ori ei. Însă, în acest moment, simt că Pegasul, pentru doamne, va aduce aminte că sunteți totuși niște amazoane, niște luptătoare. Dar nu luptătoare pentru chestiuni materiale cum ați fost până acum. Și că sunteți femei, că sunteți bărbați, nu contează.
Persoana aceasta vă ajută să învățați că aveți o putere specială să vă materializați idealurile, da? Luptați pentru idealuri, pentru cauze înalte, nu pentru acest pământ aparent sigur care la un moment dat va crăpa de prea puțină emoții, de prea puține satisfacții. Și repet, aveți pământ și apă, sunteți între acest pământ și apă, între aceste două lumi în care voi trebuie să manifestați eliberarea de trecut, de trecut, de așa zisa stabilitate. Și am spus că vor veni două chakre pe care trebuie să le lucrați, aceasta a doua și Vishuddhi, a cincea, a comunicării, care apare de-a lungul timpului. Dar chakra șaptea, cea cu care comunicați cu divinitatea, pentru unii dintre voi, care tocmai trebuie să vă eliberați, dacă mesajul e pentru unii, nu pentru toată lumea, chakra aceasta deocamdată e blocată și asta înseamnă că nu aveți încredere, nu aveți o viață spirituală, trebuie să învățați, că asta înseamnă sahrasara, comunicarea cu divinitatea și în momentul în care e blocată, deci a venit invers, nu prea aveți, nu prea înțelegeți conceptul acesta de spiritualitate, divinitate, tocmai pentru că ați stat pe acest aparent teren sigur, pământean, da? Ați fost învățați eventual să fiți mai materialiști, pragmatici, dar nu e cazul. Cărțile care au fost clarificate, libertatea a fost clarificată de spânzurat. Spânzuratul care reprezintă casa 12-a peștilor, nu neapărat zodia peștilor, ci casa a 12-a, a necunoscutului, a sacrificiu și a spiritualității. Ați făcut sacrificii, într-adevăr, dintr-un punct de vedere, v-ați sacrificat pe voi ca să stați pe acest aparent teren sigur. Aparent, de câte ori pot semnalizez chestia. Dar sunteți chemați într-o altă dimensiune, într-o altă direcție. Poate că dacă vă lăsați în voia valurilor, poate veți găsi o insulă. Nu se știe în zare ce apare, deocamdată nu se vede, dar e posibil pentru că e o cărare, e o lumină, da? Care semnalizează un punct. Nu înseamnă musai că veți fi tot timpul pe aceste valuri. Repet, poate să fie doar o etapă în care voi vă reconstruiți, vă reconectați la alte laturi ale voastre și, în primul rând, vă reconectați la spiritualitate. Pentru că spânzuratul, am zis că e o casă a spiritualității, spiritualitate care vine doar pe cale emoțională, da? Aici avem apă, eliberarea de dogme, de idei, de materialitate, vine doar pe cale emoțională și spirituală. Și dacă v-ați simțit sacrificat, dacă v-ați simțit stagnați într-o anumită direcție profesională, evident, ați stagnat profesional, financiar, vă eliberați de această stagnare încercând altceva, că aici e ideea cu eliberarea, încercând altceva. Și încercând ceva ce în aparență pare nesigur, dar cu răbdare, ciopliți un nou viitor financiar. Să zicem. Așteptați această inspirație divină eventual sau ascultați-vă intuiția că vorbim de casa 12, poate aveți niște vise care vă îndeamnă la această eliberare, vă ghidează, nu? Ghizii ăștia pot să apară în vise. E casa 12 a necunoscutului a peștilor. Și la voi, la cei cu ascendent, chiar e casa peștilor a 12. Builderul, constructorul a fost clarificat de valetul de spade și la un moment dat și de cavalerul de monede. Valetul de spade vorbește iar despre comunicare care v-a apărut la chakra Vishuddhi. Trebuie să învățați eventual să comunicați altfel cu oamenii în general, cu voi. Poate o comunicare mai emoțională. Pentru că felul în care comunicăm ne ajută să și manifestăm. Dacă nu comunicăm clar, nu manifestăm ceea ce vrem. Și manifestarea ține și de dorințele inimii noastre, nu ale altor zone, da? Nu ale mentalului, nu ale nevoilor fizice. Înțelegeți, da? Nevoile, dorințele inimii. Urmându-vă inima și exprimându-vă corect,
reușiți să vă reconstruiți, remodelați, resculpturați cum vreți voi viața, calea. Și bănuiesc că e o nouă cale pentru mulți. Și cu răbdare se va face cavalerul de monede, pas cu pas. Dar pentru cavaler, ca să ajungeți la cavaler, trebuie să treceți prin valet. Valetul care este student, care studiază și valetul de spade. Dar în acest context simt că trebuie să comunicați ceea ce vreți să construiți. Și cu răbdare veți ajunge și la regina de monede să vă regăsiți valoarea. Asta înseamnă creativitatea aceea și practică și spirituală. Așa, și să ajungeți și la regele de monede să vă creați o poziție stabilă în societate și în, eu știu, direcția profesională pe care o veți alege. Cu răbdare și cu o comunicare sinceră, dar flexibilă. De-aia e valet. E mai, nu e dur, nu e rege. Regele de spade a apărut la sănătate. Interesant. La capitolul profesional, cam atât. Ciudat că s-a pierdut înregistrarea, era de așteptat să am șters-o din greșeală. Absolut, am pus-o în calculator și când am vrut să șterg, iată. Aici e interesant că s-a oprit ăla, 3 de monede, am zis că vreți să construiți un nou sens al valorii voastre, eventual vreți să colaborați cu o persoană care este un pic mai bine financiar, neapărat financiar, poate că financiar nu, ăsta e cât ca și experiență profesională. Pentru că abundența asta diferă de la persoană la persoană. Unii înțeleg abundența ca pe, eu știu, un surplus de bani pe care, eu știu, doar toată viața îl visăm. Alții înțeleg abundența ca un plus de informații, de... Oricum, aici sunteți voi, împăratul care își dorește un nou început, ori un nou proiect care să crească, să aibă stabilitate... Eventual, v-am zis, alături de o persoană care are experiență. În fine. Sănătate. La sănătate, ați primit. Trebuia să iau 3, au venit 4 la voi. Ați primit. Regele de spade. Regele de spade, iar apare, iar... Deci, fac ce fac, amestec ce amestec și la voi, la toate etalările, apare turnul, 3 de spade. Of, situații. Separarea aceasta pe care o experimentați pe mai multe planuri, se pare că nu doar sentimental, ci profesional, niște transformări, restructurări, se leagă una de cealaltă și toate sunt necesare pentru, nu știu, renașterea voastră. Regele de spade, semn de aer pentru unii, care vă influențează sănătatea. Pentru unii poate să fie un doctor. Pentru alții poate să fie o persoană autoritară, apare bărbat, dar e posibil să fie și femeie. Dar, vorbind despre bărbat, persoană în uniformă militară care vă afectează sănătatea, eventual vă afectează emoțiile, luna, eventual vă creează o stare de frică emoțională, că luna înseamnă și frici. Pe de altă parte, pentru unele doamne, posibil să aveți probleme ginecologice, cu burtica, ovarele sau uterul și să trebuiască să consultați un doctor. Pe de altă parte, nu contează ce sex sunteți, bărbați sau femei, pentru că luna reprezintă frici ascunse sau neînțelese sau cum vreți voi să mai spuneți, nerecunoscute, neîmpărtășite. Frici datorită unei figuri foarte dure. Bărbat, femeie, nu contează. O persoană a fost dură cu voi, verbal, sobră, rece. Și v-a transmis, eventual v-a amplificat niște frici mai vechi. V-a mai adăugat la cele pe care le-ați avut acest comportament. Și v-a afecta sănătatea. Și evident că... Pe femei l-a afectat la nivelul chakrei a doua, că tot a apărut chakra a doua, dar e, uite, interesant, da? Comunicarea cu cineva v-a afectat chakra a doua a sexualității, poate și felul în care vă exprimați sexual.
acea relație cu cineva, că o fi membru al familiei, că o fi la locul de muncă, că o fi cine o fi, cineva va afectat, clar. Însă, vă întrebați oare de ce? E o chestiune care ține de karmă și care trebuie transformată. 8 înseamnă transformare. Pe de o parte, va afecta și emoțional și sexual și mental. V-a blocat mental acest personaj. Soluția este să vă analizați, luăm varianta bună a regelui de spade. Dacă nu vă puteți analiza voi, vă duceți la un consilier. Regele de spade nu e prea... E un analist bun, dar nu vă înțelege empatic ca regele de cupe. Va trebui un rege de cupe. Dar, dacă vreți să discutați logic, multă logică, veți găsi la acest personaj varianta bună. Să vă ajute eventual să găsiți soluții de eliberare din această cușcă mentală și emoțională, din aceste frici în care stați de foarte mult timp și să vă ajute să vă analizați și să găsiți soluții cum să manifestați această victorie. Dacă aveți probleme de sănătate, aveți și victorie la un moment dat, printr-un anume tratament. Pentru că sunt spade, înțelegeți unii dintre voi tratamentul cum ar putea să fie. Însă, cu acest as, e clar că este și victorie. Dacă e o problemă, va exista și victorie. Emoțională, fizică, mentală, va exista și victorie. Și asta e foarte bine, pentru că 8 înseamnă transformare și iar vorbim de, când vorbim de transformare, vorbim de casa scorpionului, a sexualității, a spiritualității, a morții și învierii, da? E un leitmotiv care revine în ultima vreme în multe etalări. Dar vreau să revin la lună. Luna înseamnă frici pe care le experimentați și dintr-o altă viață, frici pe care le experimentați din relația multora dintre voi, relația voastră cu mama. C-o fi mama și tata, c-o fi un tată care v-a transmis niște emoții negative, c-o fi o mamă care comunică foarte rece, distantă, care are o lună într-un semn de aer, da? Variază de la unul la altul. Poate îi aveți pe amândoi. Și mama rece și tatăl distant autoritar, figură militară. Da? Există și varianta asta. Ideea este că provocarea vine ca voi să găsiți adevărul. Aici e, să vă eliberați. Am văzut și l-a spânzurat. Ia, unde l-am pus? Era, l-am pus. Era și în spânzura dată în urmă, erau niște sfori care legau, sfori sunt și aici. Interesant că sforile înseamnă legături karmice care trebuie rupte. Tăiați cătringurile și nu se taie într-o singură lună, la o singură lună plină. Se taie în fiecare lună, la lună plină, la lună nouă, la lună plină, la lună nouă, de-a lungul multor luni, poate chiar și ani, dacă aveți traume emoționale intense, trebuie să lucrați intens. Așa cum vorbea, nicio facultate nu o faci într-o lună, nici măcar într-un an de zile. Acum, din păcate, mai nu se fac 3 ani, foarte puțin. Pe vremuri se făceau 4, 5, 6 ani, da? Ca să crești, să pui bazele. Diploma înseamnă baza profesională, da? La fel și în această transformare și vindecare emoțională de care aveți nevoie. Trebuie să lucrați foarte mult, să vă eliberați de aceste stringuri mult timp. Hai să zicem că apare un as un an de zile. Dar eu zic că și în această lună puteți manifesta prime efecte ale acestor gesturi sau încercări de eliberare mentală și emoțională. Am spus că fricile astea vin și dintr-o altă viață, din relația voastră cu mama, poate pentru unii o mamă distantă, autoritară, care vorbește dur. Probabil așa a perceput ea că trebuie să-și crească copilul sau copila, să o facă aptă de viață, trebuie să fiu dur copilul meu ca să fie pregătit pentru viață. E, asta e, fiecare înțelege cum vrea, nu-și dau seama că de fapt transmit niște traume, poate că am văzut la un dat și turn, au fost și niște șocuri emoționale pentru unii dintre voi. Ia uite, că apare turnul, șocuri emoționale care v-au afectat într-un fel sau altul.
Corfi din copilărie, corfi în relația cu familia, corfi în casă și casă poate să stați cu chirie undeva și să vedeți în jurul vostru sau să vedeți căsnicile altora. Sunt multe variante. Eu deja v-am dat foarte multe și uneori când dau foarte mult și vorba aia, mă obosesc și eu, obosesc. Sper că înțelegeți și veți primi toată această dăruire cum se cuvine. Ideea este că aveți un as care reprezintă victoria. E prima oară când văd chestia asta. Veți reuși să treceți peste toate blocajele astea. Dacă simțiți că e o munte fața voastră pe care nu-l puteți trece, niște blocaje, aceste forțe mentale foarte puternice, acești oameni care vă stau în cale, vă veți elibera, că ați avut și eliberare, da? Vă veți căra, Doamne, am obosit, e clar. Vă veți crea cărarea voastră, da? Vă veți căra, să zic, destinul crucea, să zicem. Hai, că am zis-o și pe asta. Da, vă veți duce crucea într-un mod demn, unii dintre voi care căutați adevărul, dacă îl căutați. Pentru că nu mai puteți să stați în aceste frici. Nu mai puteți să stați, eu așa simt o teroare în aceste cărți, eu simt o teroare, un blocaj mental. Regele de spade, v-am zis, are și variante pozitive și variante negative lângă lună și 8 de spade. Creează niște traume mentale și emoționale de lungă durată, de lungă durată, șocuri, șocuri emoționale și mentale. Și eu mă simt foarte obosită când transmit toate mesajele astea, dar, repet, aș vrea să clarific totuși, pentru că data trecută n-am clarificat, uite, am ocazia acum. Soluția ca să ajungeți de la aceste trei cărți la asul, afară de eliberările care se fac, afară de, să zic, consultație sau doctor, că și doctorii de multe ori produc mai multe traume decât vindecă. Dacă nu știu să comunice, dacă vă dau tratamente, știți cum, mare grijă, dar totuși avem un semn al victoriei. Clarificăm totuși asul de spade. Cum se ajunge la as? Oh. Ha, interesant. Interesant. Au venit cărți care sunt la capitolul sănătate, dar care. Foarte interesant. Și mă bucur că am făcut această a doua înregistrare, că iau te primesc răspunsuri noi. Cărțile acestea mă trimit către o viață personală. Chiar dacă vorbim de sănătate. Către o viață personală. Ați fost trădați. Unii dintre voi, pentru că, iau te, apare și moartea, da? Apare și moartea. Și luna. Ați fost trădați sau, bine, cealaltă persoană, dar vorbim de voi de sănătate, da? Multe săbii și 8 și 10, multe săbii în voi, cuvinte, eu așa le văd, cuvinte care v-au învățat. Dacă voi sunteți regele de spade care nu se exprimă, că sunt mulți berbeci care nu se exprimă emoțional, asta pentru că au văzut în familie. Dacă voi sunteți regele de spade, se întâmplă să vă manifestați aceste lucruri tocmai pentru că ați fost trădați, tocmai pentru că ați fost jignit, tocmai pentru că alții au încercat să vă pună jos, da? Deci trebuie să învățați să vă transformați. Ideea este că, dragii mei, această transformare, că e boală, că e transformare, boală mentală, și nu vorbesc de că aveți vreo boală mentală, nu, răni mentale și sufletești, care vă pun la pat, vă doboară. Și vă învăța de-a lungul timpului să fiți mai reci. Eliberați-vă, am vorbit de freedom, da? De eliberare, eliberați-vă de acest trecut. Și cum? Iar prin 8, dar un 8 de bâte. 8 înseamnă, am vorbit, transformare, un 8 de bâte. Învățați să comunicați pasional, învățați să comunicați și latura voastră feminină, să exprimați și latura voastră feminină ca să puteți ajunge la adevăr. Am spus că regele, nu știu, poate mă repet, regele de spade înseamnă și autoanaliză sau vă analizați cu cineva și ajungeți la niște concluzii foarte sobre, sper că nu se descarcă iar. Așa, și mai este încă un mesaj.
Dacă cineva v-a dărâmat într-atât de rău fizic, călătoriți, 8 de bâte înseamnă călătorie, către sufletul vostru geamă, sufletul vostru pereche, care simțiți că vă completează, care, uitați, vă colorează, vă aduce creativitate, ia uitați, vă dă putere, vă hrănește emoțional regina de cupe, da? Vă temperează și vă susține. E semn de foc. Vă dă putere. Ei, așa ajungeți la victorie, așa ajungeți la adevăr, așa ajungeți să treceți peste toate aceste traume emoționale și mentale. Înțelegeți, dragii mei? Lăsați în urmă 10-le de spade, care înseamnă foarte mult, și călătoriți, comunicați, călătoriți măcar mental prin comunicare pasională, frumoasă, expresivă, colorată. Putele astea au frunze, au flori, înfloresc, dar discuții care provoacă, care instigă la ce? La spiritualitate, la creativitate și chiar la o sexualitate, dar sănătoasă. Pentru că, evident, poate fi și sexualitate absurdă, deviantă și așa mai departe. Dar aveți aici moarte, transformare. Dar transformarea asta vă face mai puternici. Eventual, va aduce pe cineva regina de cupe, care vă învață să vă analizați, să vă găsiți lumina. Și dacă, ia uite, voi sunteți împăratul care blochează, pe de o parte, blocați, pe de o parte, vă găsiți interesul într-o nouă direcție, care creativă, care vă poate aduce și bani și victorii, eventual, că vorbim de sănătate, vă dă un nou sens vieții. Măi, sunt clară? Spuneți-mi că da. Vă pup. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!